Efective din cadrul detașamentului 7 Câmpul Lung al Inspectoratului de Jandar Județean Argeș au efectuat acțiuni în colaborare cu organele silvice din cadrul ocolului silvic Păpușa Rucăr în Lăreș și Valea Mare Pravăț. Acțiunile au fost de control pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul circulației, tăierii, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos din Fondul Forestier Național. În momentul acțiunii, jandarmii au surprins un grup de persoane care sustrăgeau material lemnos pe raza comunei Lărești. La vederea și în urma somațiilor jandarmilor, aceștia au desfăcut caii de la atelajele cu lemne, au fugit din Fondul Forestier și au abandonat materialul lemnos. Au fost urmăriți, iar în momentul în care au fost prinși, nu au făcut decât să etaleze un comportament neadecvat. În urma verificărilor efectuate la fața locului, celor implicați în ilegalitățile cu lemne li s-au aplicat sancțiuni contravenționale, iar materialul lemnos le-a fost confiscat și predat ocolului silvic Păpușa Rucăr.